că mulți dintre colegii noștri nu vor merge la vot. Un motiv foarte important al faptului că nu vor merge la vot este acela că, fiind partid parlamentar, noi nu avem dreptul să participăm în secțiile de votare. Ori, odată ce ni se ia un drept, considerăm că, sau consideră colegii noștri, că nu pot să se implice într-un asemenea demers în condițiile în care sunt viciați în drepturi. Din punctul meu de vedere, consultându-mă și cu colegii, cred că normal ar fi ca în baza unor minime procente să aibă posibilitatea reprezentanții partidelor politice să participe la asemenea gen de acțiuni, cum este referendum. Nu poți să spui, suntem partid parlamentar și v-am spus încă o dată în emisiune Revolta în ceea ce înseamnă faptul că UNPR este considerat partid parlamentar sau chiar și UDMR, știm bine ce statut are UDMR, dar să spunem că totuși a ajuns în Parlament pe baza unui vot. Dar să ni se ia acest drept în condițiile în care Partidul Popular Dan Diaconescu are la nivel național, în urma alegerilor locale, un procent de 10% și să nu putem participa motivat de faptul că nu suntem partid parlamentar, nu mi se pare corect. Și le înțeleg până la urmă atitudinea, în sensul că nu vor ieși la vot. Sigur vor mai ieși colegi la vot și, vor vota așa cum le va dicta conștiința personală, cum țin la valori naționale, la Constituție și la tot ceea ce e specific nou. Și sigur, având în vedere și evoluția în cei 20 de ani a României. Este un moment important, sigur, să vedem ce se va întâmpla după momentul de duminică. Partidul Popor Dan Diaconescu, dacă vreți, este, sau este o elveție a politicii românești, adică în sensul neutralității pe care o manifestă față de acest referendum. Și cum Elveția, iată că este una dintre forțele Europei în ceea ce înseamnă civilizație, în ceea ce înseamnă progres, în ceea ce înseamnă stabilitate, așa dorim și noi, cei din rândurile Partidului Poporului, Dan Diaconescu, să asigurăm pentru România și pentru români.